Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Vărsător. Haideți să facem etalarea pentru perioada 18-31 octombrie 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Și la tăierea pachetului mi-a ieșit ceva foarte frumos din punct de vedere financiar. Dar o să vedem despre ce este vorba. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Vărsător, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 18-31 octombrie 2022. Vărsător. M-au auzit Gina, Ioana și Radu. Ok. Aici am auzit că cineva o să aibă un blocaj de bani. O persoană aici o să aibă un blocaj pe partea financiară. Și am mai văzut asta la vreo două zodii, pentru că cumva că este cineva din zodia Vărsător care o să aibă un blocaj financiar, pentru că persoana asta a încercat cu șapte de săbi să vă facă vouă, sau dacă vă uitați din exterior, exact, împreună cu un bărbat din zodia Pești, să vă facă un blocaj financiar. Și este un bărbat din Vărsător care a făcut asta. Un bărbat din Vărsător împreună cu un bărbat, și să vă uitați, chiar vă rog să vă uitați la balanță. Tocmai am vorbit mai devreme despre ceva de genul ăsta. Poate aveți, poate vă uitați balanțe din exterior, lei, balanțe din exterior, că am văzut acolo lei berbeci care au și balanță din exterior, ok? Povestea e în felul următor aici. De ce am același vibe ca acolo? Cineva a încercat aici cu pajul de săbi și steaua să urmărească afacerea cuiva. Și regele monede cu șapte de cupe este o persoană care, pajul de săbi, a analizat munca cuiva și a încercat să fure ideile unei persoane aici. Șapte de săbi și marea preoteasă. Poate fi ceva legătură cu intuiția cuiva sau spiritualitatea cuiva, ori un ascunziș foarte mare. Și de-aia spun să vă uitați la balanță. Pentru că și la leu, deci și la leu și la balanță și la gemeni mi-a apărut împăratul cu regele ăsta de cupe. Este o persoană aici care a ascuns ceva foarte murdar. Exact. Pe partea financiară. Și anume aici a fost o trădare foarte mare. Doi bărbați au trădat o femeie. Doi bărbați și o femeie au trădat o altă femeie. Pe voi, doamnele, care dacă vă uitați din exterior, ok? Sau cum sunteți aici, cum vă regăsiți, ok? Aici a fost o trădare. Iarăși am același vibe. Fecioara stă în mijloc, ce am văzut la balanță. Fecioara stă în mijloc, bărbatul din Vărsător în stânga și bărbatul ăsta din Pești în dreapta. Femeia asta care stă pe mijloc aici, așa, are și Pești și Fecioară, ok? Ea este cea care a încercat să vă trădeze împreună cu bărbații ăștia doi. Printr-o uniune sau o afacere. Totul a fost un plan mizer, murdar. Cineva a vrut să cădeți din punct de vedere financiar în ultimul hal. Și cineva s-a amuzat copios pe treaba asta și cine s-a amuzat cel mai copios a fost femeia asta din Fecioară. Și voi vă cunoașteți cu femeia asta din Fecioară, trăiește cu bărbatul ăsta. Deci trăiește cu bărbatul ăsta care poate avea Vărsător gemeni, dar ea are legătură și cu bărbatul ăsta din Pești. Este genul de persoană care învață, îți spune lucruri frumoase, vorbe frumoase, dar ea simțindu-se ca o opțiune, mai exact, ok? Ea a avut tot timpul o chestiune de invidie, de dorință de trădare, de dorință. Aici cineva a vrut să vadă o femeie căzută rău de tot, din toate punctele de vedere. Și culmea, cu cât a vrut lucrul ăsta, cu cât femeii a mers mult mai bine aici. Cel mai bine. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia Vărsător. Cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. Trei de cupe, dar trei persoane au făcut asta. 18-31 octombrie 2022, Vărsător. Steaua cu regina de cupe invers. Este o femeie din Vărsător aici, care are... O să vedem imediat despre ce este vorba cu femeia asta. Care are și rac, am spus. Cu
Ivai s-a întors la Taș pentru ceva ce a făcut foarte urât din punct de vedere pe partea de trădări financiare, ok? A fost un secret foarte urât aici. 7 sub 6 de cupe. O persoană apropiată care te-a trădat foarte tare. Și pe tine nici măcar nu te interesează, pentru că din câte văd, și de-aia spun, ascultă la balanță, acolo am spus cel mai bine. Luna și turnul, secretul a ieșit la suprafață și în modul ăsta, prezent, în momentul prezent, deja lucrul ăsta nu te mai afectează. Că persoanele astea au fost cu tine, pe bărbații ăștia ai cunoscut și că bărbații ăștia au putut să te trădeze în halul ăsta. E un ex dintr-un trecut apropiat și un ex dintr-un trecut îndepărtat. Sau femeia asta o cunoști din vedere. Trăiește cu unul dintre bărbații ăștia doi. Regele de săbii. Aici e cineva din Gemeni, care are și vărsător. Mai este săgetătorul. Deci exact ca la balanță, leu și pe unde mai văd la fecioară. Și Gemeni. Săgetătorul, Gemeni, bărbatul din care are fecioară taur pe aici, ok? Dar aici a fost un plan. Și iar spun, o groapă pe care au săpat-o oamenii ăștia și au căzut ei în ea. Pentru că aici e o karmă foarte urâtă. Cineva o să aibă, cred că este vorba despre, aici din ce văd, 9 ani de karmă. 9 ani de karmă. Pentru că diavolul și asul de săbii, 8 de bute și regina de monede. Ea este cauza, regina asta de monede, care poate să aibă și capricorn. Sau ea poate să aibă și fecioară. Femeia asta ți-a făcut tot răul ăsta. Fecioara. Uite fecioara. Sau e o femeie mai în vârstă. Sau se comportă ca o femeie mai în vârstă. Posibil femeia asta să fi lucrat, din câte văd, poate fi o femeie de statură foarte mică, ok? Femeia asta a avut foarte multe vicii. Poate ea a fost vopsită și blondă, dar în mod natural este o femeie brunetă. Pentru că văd aici că femeia asta a avut de-a face cu bărbați mult mai în vârstă decât ea. Ok? Și în momentul prezent este posibil să fie întreținută din punct de vedere financiar, chiar dacă ea trăiește cu un alt bărbatul ăsta sau bărbatul ăsta mai tânăr. Ea este întreținută de un bărbat mai în vârstă. Nu, aici moartea cu turnul se întâmplă ceva. Cineva a făcut foarte mult rău aici, în loc să-și vadă de viața lor sau de viața lui sau de viața ei, că sunt mai multe persoane. Cineva a încercat să distrugă afacerea cuiva, din răutate, din invidie, din toate motivele posibile. Și cineva are foarte mari regrete că s-a alăturat la așa ceva, pentru că sunt mult mai multe persoane aici. O femeie care se uită aici, doamnele care vă uitați aici, în cel mai urât hal a putut să vă trădeze doi ex de-ai voștri, deci exact ce am văzut la balanță, doi ex de-ai voștri împreună cu o femeie care o știți doar din vedere. Atât. Femeia asta a fost, sau cum vă știți voi cu femeia asta, dar nu a fost prietenie între voi. Femeia asta a fost capul răutăților, dar acum am spus la balanță, mă mir și aici, bărbații ăștia că v-au trădat în halul ăsta. Am înțeles exul îndepărtat, vă așteptați la el și nu vă interesa persoana asta oricum. Exul din trecutul apropiat, de ce a făcut-o, am spus acolo la balanță și o spun și aici. Din răutate. Din răutate. Și aici trecutul s-a aflat. De ce am spus-o pe asta? Trecutul s-a aflat, da. Secretul din trecut s-a aflat. Aici o fecioară iese din peisaj și pentru alții, poate persoana asta chiar are, poate i-a decedat cineva mai în vârstă din familie. Ok? Asta ca un hint pentru voi să știți cam despre cine este vorba. Văd că ea știe ce o așteaptă, magicianul și justiția. Asta e justiția pentru farmecele pe care ea le-a făcut.
să facă bărbații ăștia doi să se certe cu voi cu 5 de săbi și să și alte persoane să se certe cu voi pentru că cineva a încercat să vă strice toate relațiile sau relația respectivă. Ok? Dar asta nu vă oprește. Și special pentru cele care aveți leu aici, fericirea și victoria este a voastră. Pentru că aici este cineva care o să se bată cap în cap cu celelalte persoane. Toți se vor bate cap în cap pentru ce au făcut. Pentru că au intrat într-o karmă deja. Le merge din ce în ce mai rău. Și alte de cupe au fost un grup de oameni. Și cineva aici din săgetător știe toată treaba asta și îi pare rău că v-a făcut asta. Sau îi pare rău că n-a putut să vă zic adevărul. Persoana asta știe ce s-a întâmplat. Și spune, ah, de ce am permis lucrul ăsta? Sau de ce nu m-am dus la timp să-i spun adevărul? Sau de ce am luat parte la așa ceva? Sau de ce am auzit și n-am luat acțiune? Regina asta de săbi care este și regina de cupe și regina de săbi cu steaua, poate chiar o femeie care are vărsător și fecioară, femeia asta poate are și vărsător și fecioară. Femeia asta ori este foarte bolnavă, ori află că are probleme de sănătate. Aici e o chestiune de cineva care iese din peisaj și își dă seama că de fapt ce s-a întâmplat aici sau ce a făcut ea, ce a făcut ea aici, a fost greșeala vieții. Pentru că aici cuiva a mers foarte bine. Și am mai zis la o altă zodie, nu la balanța asta, cuiva a mers foarte bine. Cineva aici a avut o răutate infinită degeaba. Pentru că voi, doamnele, i-ați făcut bine acestei femei. Cuiva a mers foarte bine aici. Și femeia asta a continuat să facă rău, să vă strice relațiile din viața voastră sau să discute cu ex-ii voștri sau... Nu mai știu la ce zodie, dar o să vedeți voi. Poate... Taur, fecioară, capricorn, poate pe acolo, pe... Nu, la săgetător am zis așa. Aici justiția cuiva este încetinirea financiară, chiar pierderea financiară, pentru că a făcut lucruri oculte, pentru că a manifestat astfel de lucruri, i s-a întors pe loc înapoi. Cineva n-a știut cu ce se joacă și dacă știa, asemenea lucruri nu se fac, divinitatea nu le permite. Și șapte de săbi ăsta, cu magicianul, cineva a încercat să fenteze divinitatea. Încercând cu liberul arbitru să facă rău cuiva prin lucruri oculte, pentru o pierdere financiară, cineva își primește justiția printr-o cădere financiară. Bun. Și aici sunt mai multe persoane care spun, de ce am luat parte la asta pentru că o să cădem și noi? Pentru că persoanele astea deja au intrat în pierdere. Deja au intrat în pierdere și o simt. Deja nu mai știu ce alegere să facă cu viața lor în legătură cu băi, ce facem pe mai departe. Că nu mai știm ce să facem. Idei nu mai avem. 9 de săbi. Cineva din gemeni aici o să sufere foarte rău. Foarte rău. Foarte rău pentru că voi, doamnele, v-ați făcut bine. Și pentru că aici este ca și cum nu vă interesează. Vine cineva din pește aici, regele ăsta de cupe, care îi refuzați oferta din start. Persoana asta știe că acum are rivalitate și anume, și măcar nu se mai poate numi rivalitate pentru că voi vă uitați către altcineva, începeți o nouă relație cu altcineva, ok? Vă simțiți bine cu voi, sunteți frumoase, sunteți pline de viață, nu mai are nicio legătură cu trecutul, ok, după ce persoana asta v-a trădat. Și faptul că aflați adevărul, sau l-ați aflat, parcă nici nu vă mai miră. M-am spus la balanță, v-ar fi durut cu ceva ani în urmă, dar acum nu mai contează. Și faptul că aflați adevărul și faptul că v-ați lămurit, este ca și cum... Nu cred că îi zici persoanei astea nici nu. Cred că nu o să vorbești, pur și simplu. Este cineva care se oftică la cote maxime. La cote maxime. Că tu ți-ai revenit... Și pur și simplu ai atâtea oferte în dragoste. Cariera ta este și va fi de succes. Sau indiferent de ce domeniu ești tu. Și persoanele astea cad. Am mai spus-o și la leu. Ia loc și privește justiția. Adică cineva trebuie să ia loc și să privească liniștit sau liniștită justiția. Pentru că aici e o justiție grea pentru cineva. Și e de așa natură. Și de foarte multe ori se întâmplă lucrul ăsta, că divinitatea vrea ca tu să vezi lucrul ăsta. Vrea ca tu să vezi persoanele astea, pentru că
virginitatea a fost foarte furioasă când persoanele astea ce au făcut asta. E ca cineva spune, adică divinitatea vrea și spune, vreau să vezi. Vreau să vezi tu cu ochii tăi ce pătesc persoanele astea. Vreau să auzi, vreau să vezi. Și uite aici ce te așteaptă pe tine. Forța ta de muncă, creativitatea, faptul că ai suferit, ai plâns și ai fost o persoană singură și te-ai simțit fără apărare în trecut, sau faptul că persoanele astea din trecut, care ai împărțit un covrig, poate erau prieteni din copilăria ta sau ați copilărit împreună, a fost grupul tău de prieteni sau persoane pe care tu te-ai bazat cândva sau nu te-ai așteptat la așa ceva, ok? Faptul că te-ai simțit mic sau mică și nu ai știut cum să te aperi sau te-ai simțit fără apărare, totul s-a terminat. Ești altcineva acum. Ești o persoană protejată, ești o persoană iubită de divinitate, ești o persoană plină de abundență, asta e steaua ta, asta e soarta ta, asta e destinul tău pe care nu are cum să-l schimbe altcineva. Și mai mult decât atât, ți-ai găsit bucuria. Ai învățat să te iubești pe tine și ți-ai găsit bucuria vieții, pofta de viață, ți-ai recăpătat pofta de viață. Cineva se simte din nou copil aici. Aici trebuie să fac o clarificare. Ce se întâmplă aici cu... Pentru că aici se sparge gașca, ok? O afacere se destramă. Turnul, moartea și luna. Secretul ăsta. Cartea cu scrisoarea. Secretul. Și aici avem un secret așa. În primul rând, cineva are 27-26 de ani. Ori atunci, de atunci a început treaba asta. 39 de ani. Iar regina de săbii. Ia să vedem ce se află cu moartea, turnul și luna. Era o persoană apropiată. Cățelul. Și mai mult decât atât, o femeie, o să spun aici, femeia asta chiar... Aud mesaj. Femeia care a făcut răul ăsta aici, o să spună de cealaltă femeie care i-a făcut rău, o să spună... Femeia asta mi-a fost... Dacă a fost cumva prietene sau... Femeia asta mi-a fost loială tot timpul. Sau prietenă, sau persoană, prieten, prietenă, ca persoana asta nu am să mai am. Mi-am trădat persoana care, singura persoană care mi-a vrut bine. Pentru că mai am și vibe-ul ăsta că o femeie este posibil să fi dat, dacă sunteți voi doamnele, acum rezonează cineva și a dat prietena la o parte sau persoana, singura persoană care i-a vrut bine, trădând-o cu o gașcă de prieteni care s-a întors toți împotriva ei. Și atunci ea spune, de ce am făcut asta persoanei astea? Și am avut încredere în oamenii ăștia, uite cum s-a întors totul la mine. Asta e karma. Ce se află cu turnul, moartea și luna? Poate te-ai cunoscut cu femeia asta când aveai 18 ani, 20 de ani. Poate ai terminat prietenia cu femeia asta când aveai 29 de ani, 27. Ce se află acolo? Ce se află cu moartea și luna? Tot luna. Luna și bărbatul. Un secret și despre un bărbat care avea de-a face cu afacerea asta, o afacere ascunsă. Un secret despre o afacere ascunsă. Ce se află cu această cheie și bărbatul. Fecioară. Iar fecioară. Șapte de săbii invers, 10 de pentacli. Nu e o afacere secretă. E o afacere secretă. Se află cu șapte de săbii invers. Uite, am exact ca la balanță. Regele de săbii, regele de cupe și patru de bâte. Bărbații ăștia doi și femeia asta care ți-au făcut răul ăsta. Nouă de săbii și steaua. O persoană din vărsător, aici are o persoană în vărsător și am zis că e un bărbat sau o femeie cu energie masculină, o să sufere tare, nu? De ce? Moartea și cinci de pentacule, cădere financiară,
probleme mentale, emoționale. Ceva a făcut-o urâtă rău de tot aici și karma este pe măsură. Karma este pe măsură. Ia să vedem. Moartea și gemonele? Da, cădere financiară din toate punctele de vedere. Și 10 de bâte cu luna. 8 de cupe marea preoteasă de pentacule. Femeia asta a fost ținută tot timpul pe post de opțiune. Ori ea s-a simțit ca opțiune. Pentru că astea au fost problemele ei. Și este ca și cum v-a detestat, v-a urât. Am un vibe de Ceaușească aici. Da. Am mai spus eu odată la o zodie. O persoană care n-a știut să se pună în valoare niciodată, încercând să... sau dorind căderea celelalte femei sau altor femei, doar pentru că ea nu are încredere în ea. E cineva care trăiește în iluzii și vise. Bun, haideți să vedem finalul cu regele ăsta de cupe. Finalul este regina de săbii, justiția și 3 de bâte. Să știți că o să vă bucure justiția care se face cu regele ăsta de cupe. Regele de cupe și soarele. Împăratul. Poate chiar dar la regele ăsta de cupe a plecat tot de la bărbatul ăsta din pești. Deci, eu clar aici, vă uitați persoane din exterior. Eu vă spun din start. De ce spun asta? Pentru că chiar o persoană din vărsător a făcut asta. Și nu neapărat trebuie să fiți voi, poate să fie o altă persoană din vărsător care v-a făcut asta sau care are fecioară și vărsător. Sau o persoană mai în vârstă, o femeie mai în vârstă din vărsător și fecioară. Pentru că aici regele ăsta de cupe, regina de săbi și regele de bâte, el se îndreaptă să fie cu o zodie de foc. Și cred că sunteți zodii de foc care vă uitați din exterior. Exact. Pentru că aici este justiție divină. Regele de săbii, moartea și luna. Adevărul s-a aflat. Și dacă sunteți zodii de foc din exterior, ce o să-i faceți regele ăsta de cupe? Nu cred că vreți să aveți de-a face. Deci dacă persoana asta va trăda cu vărsătorul ăsta și sunteți zodii de foc sau cu fecioara asta zodii de foc care vă uitați din exterior, nici nu vă interesează. Persoana asta s-a trezit să fie cu voi acum pentru că nu mai are un sfanț. Ok? Aud pe cineva aici care spune nu mai calcă nimeni pe teritoriul meu. Bun. Haideți să vedem și câteva bilețele. Spune cineva, numai, culmea, când mi-a căzut regina asta de săbii, spune cineva aici, nu mai vreau să mai fac rău nimănui. Sunt o femeie imprevizibilă. Se întâmplă mereu asta, de ce ne repetăm? De ce nu te poți hotărâ? Okay. Elena. Lucrez pentru ei, este top secret. Nu pot să ies de aici. Rece, cald. Cineva este când rece, când cald. Cineva este când afectuos sau afectoasă. Când... Deci o persoană care posibil să aibă o tulburare de personalitate. București. Persoana asta locuiește în București și mai am și Italia. Karim. Ador mereu cu gândul la tine. Nu ți se pare că semănăm? Aș da orice la o parte pentru tine. Te plac mult. Eusebiu. Se poate dacă vrem. Se poate, Mihaela. De ce vrei să salvezi lumea? Și pe mine nu mă vezi. Cineva se simte o persoană nebăgată în seamă aici. Și consideră că voi dați atenție tuturor altor persoane, mai puțin persoanei astea. Mi-a plăcut acea seară cu tine.
Costum negru. Ceva poartă un costum negru. Poartă costum negru aici. 18 mai 1982. Capricorn. Cineva este zodia Capricorn aici. Mă prefac. Cineva s-a prefăcut, clar. O să afli adevărul despre mine cât de curând. George și Emilian. Se aude cum mă iubești. Cineva zâmbește aici. O casă nouă. Cineva ori s-a mutat într-o casă nouă, ori își va cura o casă nouă berbec. Te înțeleg. Nu știu dacă pot să mai fiu ce am fost vreodată. Odată. Vreau să ne împăcăm. Simona, leu. Stai că trebuie să înțeleg ce am scris aici. Te spionez mereu. Inițialele MF. Ce să-ți mai spun? Mă gândesc. Cineva nu știe ce răspuns să dea aici. La graniță. Nu o să-ți fac nimic, nu este adevărat ce se spune despre mine. Cred că femeia asta, regina asta de săbii, care are și vărsător și fecioară, cred că asta primește ea ca mesaj din partea voastră a doamnelor, care nu i-ați făcut nimic. Probabil că ea a crezut că i-ați făcut rău. Nu mai consum vicii, zice cineva aici. Marian. Niculae sau Nicolae, 37 de ani din zodia Pești și am văzut Pești. Iartă-mă, nu am vrut ca lucrurile să decurgă astfel. De ce mă iubești? Ești superbă. Gândurile mele sunt aglomerate, nu o să înțelegi ce simt. Bogdan, datorie, cineva este la datorie sau cineva are datorii foarte mari. Încă păstrez lucrurile tale, te iubesc. Nu este adevărat ce au spus despre mine, am vorbit doar la supărare. Cineva a vorbit urât despre tine și spune acum că nu este adevărat și că a vorbit doar la supărare. Nu am iubit niciodată cum te iubesc pe tine. Exprimă-te liber. Vreau măcar să încercăm. E o întrebare. Cineva vrea măcar să încercați? Sunt mason. Cum de nu ți-ai dat seama? Inițialele AN. Mi-e frică de tine. Cumva este frică de voi, doamnele, care a fost atacate, ca să spun așa. Mă întorc acasă. Uite ce au făcut. Sunt rănită, ai avut dreptate cu ea. Bărbatul ăsta care s-a luat pe femeia asta recunoaște că a făcut-o urâtă. Florin. Ți-am văzut mesajele, însă sunt prea mândru ca să răspund imediat. Deci cineva se face că nu ți-a văzut mesajele. Sunt șomer și mi-e rușine. Păi da, bine, persoana asta este pentru că ți-a făcut ea asta. Alexandra. Sau Alexandru. Vărsător. Mă simt confuz. Nu cred că m-am făcut înțeles sau înțeleasă. O zi. Mi-a vrut doar banii. Așa cum eu i-am vrut pe-ai tăi. Un bărbat aici e posibil să plătească prin faptul că femeia asta i-a vrut doar banii, exact așa cum ți-a folosit el banii ție. Tellerman. Ai încă un bilet și gata. Claudiu. Bun. Atât am avut și pentru cei din zodia vărsători. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.